don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I came home and shed like a thousand tears. I can't leave that to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I... Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă mulțumesc, fiindcă sunteți zi de zi lângă mine, fiindcă mă urmăriți. Aseară pe live chiar mi-a plăcut maxim ce am făcut, v-am spus tot ce știu eu și ce cred eu. Ați fost minunați și vreau să vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Și o să mai facem. Poate săptămânal, cel puțin. Da? Mulțumesc mult. Bun. Haideți să vedem. De exemplu, am primit un mesaj foarte drăguț în care cineva îmi spunea că am intrat pe long, pe Bitcoin, gen cred că undeva pe la, stați două secunde. Cred că undeva pe aici, da? Și eu spuneam că dacă ține acest suport, sunt șanse foarte mari să meargă spre zona de 28.000, da? Am mai făcut DCA, am mai intrat încă o dată aici și am dus, vedeți, practic prețul de cumpărare l-am dus mult mai jos. Într-adevăr, acum sunt cu o poziție de 5.000 de Bitcoin, da? Poziție virtuală, să ținem cont, da? Ca să nu... 5.000 de Bitcoin... De curios îmi spunea cineva, sau am spus eu că valorează 2 milioane, sincer nu valorează 2 milioane și valorează 31 de milioane, toată poziția, da? 31 de milioane, 409.580 de dolari, da? Ca și idee. Am greșit eu când am spus 2 milioane și, într-adevăr, vorbim de bani virtuali, da? Bun. Bun, haideți să vă spun ce am observat legat de Bitcoin, da? Este posibil, da, ca acest tipar, triunghiul ăsta, acesta ascendent, să nu fie un tipar. Adică să nu să anuleze. Mai exact, nu ăsta era tiparul care ne ajută pe noi să analizăm Bitcoin-ul. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că spuneam acum ceva timp, analiza tehnică, tot timpul evoluează, moneda tot timpul evoluează și într-adevăr la acum ceva timp arăta că suntem într-un triunghi ascendent, dar acum nu mai arată. Acum arată că am fi într-un flag, într-un stag, iar lucrul ăsta, mai exact într-un canal, haideți să vă arăt, lucrul ăsta nu prea e bine. De ce? Imediat vă și spun de ce. Cred că va aici undeva. Ceva de genul. Da. Haideți să vă spun de ce. În primul rând, acest tag are ca și target. Îl și măsurăm. De aici până aici. Adică de aici până aici, nu de aici de sus. Da? Deci are ca și target zona de 9.000. Da? Dacă rupe tiparul în jos, dacă rupe acest tipar, acest tag, da? Prețul va merge la în jurul zonei de 13-12.000. Da? Dacă rupe acest canal. Da? Să vede cum am rezistență. S-a apropiat rezistență sau putem să-l tragem și un pic mai jos, să presupunem așa. Da? Rezistență. A mai lovit încă o dată în rezistență și a căzut. Dacă rupe suportul de la 20.000, practic rupe și canalul. Și dacă a rupt canalul, targetul o să fie zona de 13.000. Este posibil ca acest scenariu să fie realizabil. Și într-adevăr, asta e. După cum vă spunem, de fiecare dată evoluează. Ăsta e și motivul pentru care, da, dacă vă uitați,
ce ne-a dus în eroare și tot timpul o să fie ceva ce o să ne ducă în eroare. Așa e făcută analiza, adică așa e făcută piața, da? Până aici a respectat tot, da? Vedeți? Faptul că a atins, a rupt, a ținut suport, a respectat cât se poate de perfect. Dar dacă observăm că aici a ieșit mai mult, practic aici a anulat triunghiul ascendent. L-a anulat. Fiindcă nu s-a oprit în el. S-a dus mult mai mult să creeze altceva. Da? Deci tot timpul, v-am spus, moneda respectivă sau asetul respectiv sau analiza tehnică evoluează. Adică tot timpul se mișcă către altceva. Și de fiecare dată trebuie să încercăm să fim atenți. Ăsta este un posibil scenariu. Da? N-a spus nimeni că va fi așa sau că va merge în partea de sus. Da? Eu personal cred că va merge în partea de sus. Ăsta e și motivul pentru care am intrat în pozitie. Da? Pe long, dar orice este posibil. Așa că tot timpul trebuie să fim asumați și tot timpul trebuie să înțelegem că nu avem ce să facem. Trebuie să privim și să vedem dacă avem dreptate sau nu avem personal. Da? Adică fiecare când intră într-o poziție trebuie să fie asumat, să zică da, am intrat în poziția X pentru că am văzut potențial target aici sau în poziția Y pentru că am văzut potențial target aici. Da? Acum fiecare își alege ce crede el că e bine pentru el. Tocmai de asta mereu vă explic că e bine să fiți independenți încât să analizați singuri și să vedeți singuri cum stau lucrurile. Da? Bun, după cum vedeți, piața este incertă, adică totul este pe roșu, orice monedă, da? Cu mici excepții. Da? Dar vreau să vă mai arăt ceva. Dacă ne uităm pe daily, observați că la fel am avut și aici, la zona de 40.000, dar am mers și am testat trendul. E posibil ca să rămânem în acest tag, da, până la 27.000, până aici. De ce? Ca să mergem încă o dată să testăm trendul. De ce spun lucrul ăsta? Uitându-mă pe MACD, MACD în momentul de față are două variante. Dacă se intersectează, da, și începe corecția, înseamnă că mergem spre 13.000. Dacă se respinge astăzi, e cam azi, mâine, e cam critic, da? Dacă se respinge, înseamnă că mergem spre 27.000 sau 26, 25, 26, 27, zona respectivă. Cam 26, cred că, 26, 27. Vedem, poate să fac un fake până la 27 și apoi să cadă. Dar, în principiu, astăzi sau cel târziu mâine vom afla ce va face. Da? Observați că MACD-ul mai are foarte puțin și ori se intersectează, ori se respinge. Da? 1, 2, suntem exact pe marginea prăpastiei, da? Vedeți? Una, două, e posibil că aici am fost corecția și astăzi să plece. Observați cum a ținut suportul aici, da? Și astăzi să plece. Deci cam astăzi, mâine este critic și vom afla ce se va întâmpla, da? Până atunci este foarte greu să intri în poziții, da? Pentru că deocamdată nu știm direcția. Atâta timp când nu știi direcția, cel puțin cât mai aproape, 52% să zicem, nu știi ce se va întâmpla. Eu personal, atâta timp când suntem la suport, da, probabilitatea e să meargă să urce. Da, într-adevăr, în 75% din cazuri, când suntem la suport, trebuie să cumpărăm. Dar sunt și 25% din cazuri când poate să rupă suportul. Da? Adică e ca și cum îl ține și aici rupe. Da? Sau poate să-l țină și apoi o să-l rupă. Să meargă și apoi o să-l rupă. Da? Orice este posibil, tocmai de asta trebuie tot timpul să fiți precauți. Da? Chiar mai devreme am intrat într-o poziție și mi-a luat stop loss. Asta e, adică sunt și cazuri când
nu merge în direcția în care vrem noi și atunci eu chiar anunț și pe canal, este o zi incertă, mai bine stăm liniștiți. Nu, încă un lucru, nu trebuie în fiecare zi să tranzacționăm. Chiar nu trebuie. Dacă nu este o zi bună pentru trading, mai bine stăm și ne relaxăm. Sincer, mai citim, mai învățăm ceva, ne mai analizăm sau putem să învățăm, să ne jucăm fără bani, da? Virtual să ne jucăm. De ce? Ca să învățăm, ca să înțelegem de ce a rupt, de ce a ținut, da? Ăsta e scopul. Bun? În principiu, cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Mare atenție la suportul de la 20.935, da? Baftă și Doamne ajută!